Invitat în platoul Ce se întâmplă, doctore, profesor dr. Ioan Cordoș, medic primar chirurgie toracică la Spitalul Clinic Sanador, ne vorbește astăzi despre chirurgia toracică. Așadar, aflăm împreună ce este, când este indicată și mai ales care sunt procedurile minim invazive care se pot realiza în chirurgia toracică. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Și eu pentru invitație. Așadar, pentru început, aș vrea să începem cu definiția chirurgiei toracice, astfel încât să înțelegem exact ce presupune. Îmi permit, cu acordul dumneavoastră și îngăduința celorlalți, să spun ce înseamnă chirurgia toracică europeană. Pentru că la noi lucrurile am încercat să le aducem în acest stadiu și o parte dintre colegi fac, o parte dintre colegi se limitează la mai puțin. Deci chirurgia toracică europeană se ocupă așa, de chirurgia plămânului, chirurgia pleurei, chirurgia spațiului dintre cei de plămân numit mediastin, deci tumorul mediastin și așa mai departe, chirurgia pretului toracic. Și ceea ce la noi nu o fac toți, dar noi, eu am făcut-o cât am fost așa și o fac și aici la Sanador, chirurgia esofagului. Pentru că esofagul, în marea lui parte, adică aproape două trimi, este în torace. Deci este esofagul cervical și esofagul abdominal 4-6 cm, dar restul este în torace. El trece, cum spunea profesorul Horvat, prin patria noastră torace, pentru chirurgia toracică și de asta, asta este întreaga chirurgie toracică. Să înțeleg că în chirurgia toracică esofagul este mai neglijat? La noi a fost pentru că nu a fost acest obicei. Uh-huh. Deci cutuma era ca această chirurgie să fie făcută de chirurgii generaliști. Ori eu, ca să zic așa, descendent de la, de la profesorul Horvat, să spunem așa, fiind amândoi la bază chirurgi de chirurgie generală, am făcut după aceea chirurgia toracică și ne-a venit relativ ușor să facem treaba asta și să învățăm pe elevii noștri această chirurgie. Și sper că aici este și o problemă a pasiunii. Pentru că această chirurgie este o chirurgie dificilă, mâncătoare de timp, nu totdeauna cu rezultatele cele care le-am așteptat sau ne le-am dorit, pentru că ne dorim să fie totul perfect. Și atunci, de multe ori, o parte dintre colegi renunță. Adică, vedeți dumneavoastră, ca și în societatea în general, se merge la minima rezistență. De multe ori trebuie să fie și truditori. Deci cei care cară în spinare și muncesc ca sudă, nu se uită decât la a-l ajuta pe pacient. Nu victoria noastră sau gloria noastră. Gloria noastră este reflectată în situația pacientului, adică pacientul să se vindece, să ducă o viață normală și, după cum ați văzut, mai decât un telefon câte unul să-ți mulțumească că l-ai făcut bine. Când este ea indicată? Patologia e foarte variată. E foarte variată și, ca să zic, extinsă. Cred că ne puteți da câteva exemple pentru fiecare zonă. Deci, pentru chirurgia toracică, ceea ce facem la noi, sigur, patologia cea mai pregnantă este patologia cancerului pulmonar. Este o boală foarte frecventă. La bărbat numai cancerul de prostată depășește ca frecvență și la femeie cancerul de sân. Dar în rest este o boală necruțătoare. Ca să putem să oferim pacientului șanse de supraviețuire și de o bună viață postoperatorie, trebuie să-l descoperim într-un stadiu precoce. De aceea ar trebui făcute screening-uri la populația de risc. Adică populația fumătoare peste 40 de ani, mai ales bărbați, dar femeile să știți că o să scutite din păcate, pentru că și ele au apucat obiceiuri bărbătești, adică fumează cot la cot. Fumatul deci, fiind, factorul favorizant. Uh-huh. Deci, fapt, nu favorizant, dacă în alte, determinant. Ceea ce este mult mai mult decât favorizant, este un factor determinant. Sigur că poate să facă și nefumătorii, dar din 10, 9 sunt fumători. Adică aici trebuie să se mai lucreze la oprirea fumatului. Din păcate, vedeți și dumneavoastră, mai ales că fumatul de acum începe foarte devreme. Dacă spunem așa, alcoolul trăia ceva mai târziu, dar fumatul, copii de 10 fumă. Nu e firesc. Așa, stați. Deci începusem cu cancerul pulmonar. Sigur, bolile pleurale ar foarte frecvente, pleurezile, fie ele că sunt de origine inflamatorie, pleurezia tuberculoasă, cum era înainte la noi, încă tuberculoza este destul de frecventă,
pleurezia parapneumonică, iar așa, pleurezia paraneoplazică. Pleurezia paraneoplazică nu numai în cancerul pulmonar, într-un anumit stadiu avansat, ci multe alte cancere care pot să dea pleurezie, spre exemplu, cancerul de sân, în stadiu final, toate femeile au pleurezie, cancerul de ovar. Adică, cum să zic, patologie foarte variată. Tumor de pletătoraci, iar, care necesită... Tumorile de trahee, deci dacă le spuneam mai devreme, cancerul de esofag. Sunt, de asemenea, o patologie nu neapărat separată, că tot închirjată, sunt tumorile de mediastin. Adică sunt foarte multe tumori de mediastin care au indicație operatorie, unele care au indicație doar în scop diagnostic și care, de fapt, se tratează chimioterapie, radioterapie, adică chirurgia toracică nu intervine decât în scop diagnostic, dar sunt foarte multe tumori de mediastin care chirurgia toracică este suverană, pentru că se poate face cura completă a tumorii. Deci, multe, foarte multe lucruri. Pe mine asta m-a pasionat la chirurgia toracică, diversitatea, adică niciun caz nu seamănă cu celălalt. Chiar dacă sunt cam în aceeași nișă, să spunem așa, dar diferențele sunt destul de mari și nu te plictisești niciodată. Avem cum. Aș vrea să ne spuneți acum care sunt procedurile minim invazive care se pot realiza în chirurgia toracică. Și în chirurgia toracică și în cealaltă chirurgie, chirurgia generală din care provenim și noi și toți ceilalți, se pot realiza procedurile minim invazive de toate. La noi, spre exemplu, la ce din burtă se cheamă laparoscopie, pentru că așa, în toracică se numește toracoscopie, adică e același lucru. Fie că sunt metode minim invazive diagnostice, adică toracoscopia diagnostică, prin care se introduce acest aparat numit toracoscop, sigur că asta spuneam, trebuia să precizez de la început. Pentru chirurgie minim invazivă este nevoie de o anumită tehnologie. Deci industria a împins medicina înainte. Asta trebuie să o recunoaștem oricând. Sigur că scopul e a fi de a reduce suferința pacientului, de a reduce numărul de zile de spitalizare, de a fi mai iuți și mai preciși. Asta e foarte important. Și cum spuneam, toracoscopia diagnostică, nenumărate situații în care e nevoie de așa ceva, dar se poate face toracoscopia terapeutică, adică intervenții chirurgicale, ele au nevoie de asemenea, ca să vină de tehnologie, nu sunt ca și cele clasice deschise, folosind fire, ațe, nu știu ce, ci ai nevoie de instrumentar mecanic, cum să spune, steplere. Deci pentru, indiferent, sutură vasculară, sutură bronșică sau îți trebuie și, bineînțeles, device-urile sau, cum spun, instrumentele de disecție electrice, de multe tipuri care sunt acum și care îți ușurează foarte mult munca și, bineînțeles, siguranța pacientului. Oferă o siguranță pacientului în mod deosebit. Iar acum, ați văzut, peste tot se face, să spun așa, promovare pentru chirurgia robotică. Ea, într-adevăr, este un pas înainte. Dar, după părerea mea, s-ar putea unii să mă înjure, alții să mă laude, nu este totul. Adică, având în vedere că prin chirurgie minim-invazivă, spre exemplu, toracoscopică, se fac aceleași lucruri. Cum le spun colegilor care, știți, cei mai tineri, totdeauna, e un lucru nou, a apărut, facem și noi foarte bine, fără nicio discuție, dar trebuie să aveți, în principiu, două idei mari în cap. Confortul chirurgului și siguranța pacientului. Dacă unul dintre ei, sau pacientul, sau chirurgul, au de suferit din a tehnică, revin la clasic. Bun, oară, marile studii pe cancer pulmonar, stadiu incipient, sau stadii mici, 1, vorbesc despre tumori de până în 2 cm. Ori la tine când vine la care 8 cm și vrea să-i faci, nu știu ce, minune minim-invazivă, păi pe unde să-i scoți tumorea? Că nu poți să-i scoți făcută, eu știu, suc, pentru că se împrăște. Deci trebuie scoasă în condiție. Deci, mai trebuie să lucrăm la diagnosticul precoce și la depistarea precoce și apoi la partea de chirurgie minim-invazivă, care este perfectă, adică se poate face orice. Dar sunt situații în care nu este recomandată? Inițial, sau nu poate fi abordată? Da, inițial nu erau recomandate în funcție de dimensiunile tumorii. Deci pe asta era vorba. Dar, sigur, pe o incizie de lucru de 8 cm, se poate scoate și tumori mai mari băgate într-un endobag, adică
o să zic tot așa, un device din plastic în care se introduce ca să nu se facă contaminarea plăgii și contaminarea conținutului. Dar mai dificil decât cea de 2 cm. Adică, sigur că se poate face chiar și robotic. Sigur că robotul are, după părerea noastră, eu cred că așa o părere generală, adică această calitate deosebită de a lucra în locuri strânte și a face orice manevră într-un loc strânt. Pentru asta este indicat. Mă rog, el a fost inventat, cel puțin inițial, pentru operații intercontinentale, adică într-o parte era chirurg operator, în partea cealaltă erau tehnicienii care știau să introducă trocarele, ăsta, cum se spunea, docarea. Dar nu mi se pare cel puțin logic. Eu să fiu aici la masă și masă cu pacientul să fie la 5 metri de mine, nu văd avantajul. Plus că este destul de costisitor. Adică chirurgia minim-invazivă este o chirurgie care necesită costuri ridicate. Adică de asta vedeți dumneavoastră. Sigur că se fac și în spitalele publice, dar în spitalele private este altă situație. Adică aici managerul nu prea spune că n-am. Ori într-un spital de stat unde știm care sunt sau cu suportul, să zicem, pecuniar, n-ai cum să faci. Deci, să fim cinstiți. Știu cum e și acolo și acolo. Deci, am pus și directori de spital, așa că, exact. Ministrul spune, pentru pacient sau casa de asigurări, să oferim atât. Atât să-i fac ce? Să-i dau de mâncare, să-l spăl, sau să-i fac ceva. Deci, medicina de calitate costă. Și, bineînțeles, mai este și cealaltă idee care am discutat-o cu un manager de spital privat, nu contează care. Cum să zic, tratamentul și toate cealaltă. Adică nu trebuie să le supunem business-ului. Medicina e bună, se referă la pacient și la tot ce putem să-i facem pentru binele lui. Business-ul se referă la altceva. Deci să nu confundăm una cu cealaltă. Care sunt riscurile la care ar trebui să se aștepte pacientul? De fapt, despre care ar trebui să știe pacientul atunci când vine vorba de chirurgia toracică? Noi, de obicei, suntem cinstiți. Trebuie să fim cinstiți dintr-un motiv foarte simplu. Dacă noi spunem pacientului tot, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Și atunci vine familia și ne suntem trimiși în judecată sau chemați să dăm... Să dăm socoteal în fața celor care sunt autorizați în treaba asta. Spune, nu mi-a spus că poate să moară sau să întâmplă următoarea complicație. Sau... Și atunci îl spune la început, în așa fel încât trebuie să avem consimțământul informat al pacientului și cu aparținătorul de față, în care își exprimă acordul de a fi operat și de către cine. Pentru că aici suntem, e un contract, să spunem, între mine și pacient, în care eu trebuie să fiu cinstit și să-i spun ce se poate întâmpla sau care sunt alternativele la tratament. Mulți pacienți la care, trebuie să vă fac o mică paranteză aici, în viață mi s-au întâmplat două lucruri așa mai mare. Discutând cu pacientul care are indicație chirurgicală, tumor, totul așa, și care zice, domnul doctor, trebuie să fiu operat. Eu nu vreau să mă operez. Da, cum să nu ai de mine? No, dar nu s-ar putea altceva. Poate există și altă, deci, altă armă. Nu numai la chirurgie. Există radioterapie, există chimioterapie, imunoterapie, toate astea. Vorbim de cancer pulmonar. Sau pacienți total depășiți, ăla fiind foarte avansată, stadiile 3, târzii 3, 4 și am întâlnit asta. Și care ce să-și dea cu pumnii în cap. Nu puteți să mă operați. N-am nicio șansă, înseamnă. O să mă... Păi, fraților, când e bine? Deci când e aia operabilă, nu vreți? Iar când e aia inoperabilă, toată lumea se dă de pământ. Cum să facem? Și atunci trebuie să explicăm omului care sunt cele mai bune șanse. Sigur că cea mai mare șansă este să ne ai boala în corp. Și apoi să mai facem celelalte tratamente adjuvante și care ne pot ajuta în zilele noastre având, cum să zic, efecte extraordinare. Extraordinare. Probabil în viitorii 20 de ani, chirurgia o să fie rezervată la niște cazuri particulare. Restul se vor rezolva cu chimioterapie, imunoterapie, imunoterapie personalizată, se va face un fel de vaccinuri din propriul sânge, din propria tumoră și așa mai departe. Lucruri care
Eu cred că sunt lucruri de acum oarecum bine statuate, dar care încă nu sunt date pe piață. O să fie și asta. Dar așa sper, sincer, de îndrăjesea. Și chirurgia va fi rezervată traume, deci traumatismul nu o să dispară și o să rămânem să facem traumatologie cei care așa. Și pentru cazurile absolut care nu o să aibă mai repede cele benigne decât cele maligne. Cam asta este. Aș vrea să-mi dați exemple de câteva complicații care pot apărea în urma chirurgiei toracice. Păi, în primul rând, ne temem de sângerare. Okay. Deci sângerarea este cea care poate să fie din vase mari, Doamne ferește, dacă sunt saligaturi sau nu ține steplul sau se întâmplă și lucruri de astea. Sunt dramatice, adică pacientul poate să moară. Sau sângerare din perete. Dacă, și chiar și unde sunt rocare, nu neapărat o incizie de toracotomie. Poate să se întâmple o arteră intercostală care până în olegi nu se oprește. Deci ea nu o face emostază așa. A doua complicație de care ne temem este aeroragia. Deci pierderea de aer multă vreme și până nu se mai expansionează, rămâne o cavitate. O infecție care poate să apară așa numit un MPM postoperator, mai ales după operație mare de gen pneumonectomie, când poate să apară fistula de Bond, iar la astea care sunt cunoscute și foarte temute, adică dau coșmarul chirurgului și pacientului, bineînțeles, dar chirurgul este nebunie de treabă, nu mai dorm noaptea, ce să-i fac, cum să-i fac. Bineînțeles că la fiecare există o indicație terapeutică, sunt pași care se fac, dar mulțumim nu cel de sus și celor de jos care au dezvoltat diversele tehnici și așa, în care ne-au permis ca aceste fisuri să fie tot mai rare. Tot mai rare. Deci este și grija chirurgului, este și selecționarea cazului, multe lucruri. Dar astea sunt principalele. Vă mulțumesc mult pentru informații. Cu drag.